Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Vreau să vă prezint din nou păsările și noutățile care le-am făcut eu. De exemplu, ia uitați, am mai făcut încă una din această scară, pot să zic. Ninge destul de tare, ninge foarte tare, nu se vede, dar ninge foarte, foarte tare. Găinile, niciuna dintre găini nu iese afară, deci niciuna nu iese afară. După cum vedeți, încă mai au mâncare aici. Apa văd că au vărsat-o și o să le aduc din nou apă. Ia uitați aici ce avem noi. Avem două ouă de rață lășească, mai exact. Ia uitați, și-a făcut cuib aici. O să las ouăle acolo pentru că vreau să clocească. Este rața care a clocit anul trecut de două ori. Acea rață care a clocit în noiembrie și în mai. Și vreau să o las să clocească din nou. Ia uitați această puicuță cât este de frumoasă. Deci este una dintre cele mai frumoase puicuțele ale mele. După cum se vede, are o culoare superbă. Nu prea stau ele. Mă gândeam să fac un giveaway. Nu știu acum. Mă voi mai gândi. Ia uiteți, aceasta este puicuța de Cochinchina. Îl spun că nu este de Cochinchina. Eu vreau să-i contrazic. Este de Cochinchina. Ia uitați, tatăl și fica. Și modificări. Ninge enorm de tare. Acum au ieșit toate găinile afară. Ia uitați la capre. Să vă arăt ceva care mulți m-ați întrebat și ați așteptat pe canalul meu de anul trecut chiar. Uitați, avem o găină la ou. Am făcut aici, ia uitați, am bătut asta, trebuie să astup găurile. Aici o să pun ceva aici ca să intre, pentru că se apropie fătările. Deci, uitați, această capră deja a început să depună și a depus, stați puțin să o prind pentru că nu prea stăm, a depus foarte, foarte bine. A început să depună laptele în pulpă. Mai exact, uitați că a depus pulpa și a început să se întărească. Asta pe la sfârșitul ianuarie va făta. Deci ne pregătim pentru fătări. Capra asta neagră este una foarte scumpă și este capra mea preferată. Ce să vă mai arăt? Să vă arăt puțin și rațele. Ninge foarte, foarte tare și vizibilitatea este redusă rău de tot. Ia uitați și iepurașii. Pe 3 așteptăm puiuții. Pe data de 3 așteptăm puiuții. Este primul cuib în ultimii 2 ani. Primul cuib de iepuri în ultimii 2 ani. Acum au ieșit găinile afară, nu vor sta mult pentru că se va băga la loc. Rațele sunt cele mai fericite că ninge. Scuzați puțin. Sunt super fericite că ninge și cum vedeți nu intră înăuntru. Stau doar afară, doar afară. Vom tăia rațele românești cât de curând. Vom avea chiar și două achiziții foarte mari. Aici ele nu stau. Uitați, ne-am alnecat. Uitați cât de mare s-a făcut moțul la cel moțat. La cel amoțat s-a făcut moțul enorm.
M-am decis, încă nu l-am prins pe acest Amaro, are în el și nu știu în ce dată este, nu știu ce serie are, îl voi prinde și vă voi arăta și vouă. Am revenit, l-am prins, îl țin destul de greu pentru că trebuie să și filmez și îl țin super, super greu. Nici nu știu cum o să vă arăt inelul, dar de fapt se poate, ia uitați, stai că nu focalizează, să... Dă-te pisica puțin! Aici nu focalizează deocamdată. Nu, nici acum. Acum a focalizat. Deci, ia uitați, seria este 0530. Este mărimea 24 și a fost inelat cu pe data de 19-2019. Ia uitați și ia uitați ce, nu știu ce față are, este foarte frumos. Prima dată eu când l-am cumpărat nu mă apreciam la început, mi s-a spus că este rață. Băi, și am luat-o ca atare, rață, 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 am început să, deja se ajungese la aproape de maturitate și încă nu o am. Și la un moment dat dimineață am văzut că calcă o rață și după mi-am dat seama că este rățoi. Din câte știți am mai avut unul, dar l-am tăiat, era așa cel inelat. Acela a participat și la expoziții, dar l-am tăiat pentru că deja era bătrân. Nu o să-l mai țin mult pentru că îl chinui și chiar nu vreau chestia asta să-l chinui. Nu prea stă să-l fac puțin din profil. Ia uitați cât de frumos este. Pe pene are un penaj superb. Are un penaj foarte frumos. Doar pe aripi are alb. Aici când se înfoaie creasta asta, se vede că are o creastă și îi crește. O să-i dăm drumul. I-am dat drumul. Uitați cât de frumos este în toată splendoarea lui. Acum a focalizat. Da, rățoiul se bat foarte des, dar nu-i voi tăia. Pentru că o să vreau să scot boboci anul acesta din ei. Foarte frumos, o să vreau să scot corcituri din ei, adică corcituri între culori. Rațele. Ia uitați, asta este rața care a clocit și în noiembrie și în mai și acum a început să depună a treia pontă de ouă, adică prima pontă pe 2021. Dragi prieteni, deja m-am lungit, cam acesta este clipul, dacă vă plac vlogurile mele v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!